Am o singură curiozitate ca să nu-l întrerupă domnul Balaș când va interveni. Ce s-a întâmplat cu Zidu? Cu Zidu. Cu Zidu, da, cu Zidu, da, da, de la Cluj. Domnul Balaș! 9 noiembrie 89 a căzut la Berlin. Domnul Balaș, bună ziua! Da, vă rog. Bună ziua! N-aveți așa, mă așteptam să fie un ton așa mai abătut, așa, dar văd că aveți un ton de fighter, de luptător. După două derbiuri pierdute în care ați primit 3 goluri și n-ați dat niciun gol. Așa este. Așa este legat de zid, unde de ziduri e bine să fie dărâmate. Din păcate... Eu zic să-i duceți în China, că ăla rezistă. Zidul chinezesc. Da. Oricum ne așteaptă un meci greu, din ce am înțeles. Am citit din presa din Italia, cei de la Lazio vor juca cu echipa cea mai bună sau cu jucătorii care îi consideră cei mai în formă, pentru că a devenit un obiectiv câștigarea Cupei Conference League atât timp cât se apropie fazele finale ale competiției. Da. Aveți meci foarte greu, meci foarte greu va fi, dar bine, stați, nu e ca și cum am descoperit America acum. Era normal să aveți greu. Am avut meci greu și cu Slavia, am întâlnit cel mai greu adversar, cel mai puternic adversar, aflat într-o perioadă excelentă, pentru că povesteau cei din Italia, la ce este în acest moment o echipă cum nu țin minte să fie avut un asemenea nivel vreodată sau în ultimii ani, cel puțin. Pe cum e la acest nivel când nu merg deloc grozava? Au pierdut 2-0 cu Atalanta acum, fără drept de apel. Păi acum, dar clasamentul încă le permite o accedere în grupele Champions League direct, pentru că șanse să prindă primele 4 există în continuare. Meciurile precedente au jucat senzațional. Cu Milan au ajuns la poartă de câte ori au fost 3. Când au dorit, atunci au ajuns la poartă. Pare că aveți chiar dacă Milan nu e în cea mai bună formă. Da, bine, rămâne Milan, chiar dacă nu e în cea mai... Este totuși campioana, nu până la urmă. Da. Oricum, îmi place foarte mult. Se vede că sunteți un președinte sincer, din ce în ce mai inteligent. Și îmi place foarte mult discursul ăsta ala Dan Petrescu sau ala Cristi Balaș, în care ridicați foarte mult Lazio, iar în cazul unui rezultat pe care ni-l dorim din suflet cu toții, meritele vor exploda practic ale CFR-ului. Îmi place discursul. E un discurs de om inteligent. Nu ar trebui, că doar mie e realist. Dar mie, sincer, nu mi se pare în așa mare formă Lazio. Adică mi se pare o echipă, evident, extrem de complicată, o echipă grea, o echipă care, evident, este favorită în confruntarea cu CFR-ul, cel puțin pe hârtie, dar nu mă impresionează. Dacă ar fi jucat cu Napoli, atunci da, spuneam, da, așa e greu cu aia. Dar Lazio... E o echipă foarte bună, dar nu mi se pare atât de impresionabilă cum o prezentați. De Napoli le e frică și echipelor din campionate mult mai puternice decât România. Uh-huh. Rămâne Lazio cu prima șansă, nu? Rămâne Lazio, bineînțeles, cu prima șansă și rămâne văzut, pentru că noi, surpriză, am mai produs. Un loc este cea, respectăm orice competiție, indiferent când vorbim de Conference League, campionat. Eu am încredere am încredere totală că veți face un meci foarte bun la Roma, joi seară, pe care noi vineri dimineață o să-l comentăm aici și vorbesc la modul cel mai serios. Am mare încredere că echipa, mai ales după eșecurile astea, se va aduna și va arăta acel ADN care întotdeauna l-a arătat în cupele europene, cum de ani de zile face FCSB-ul. Eu am încredere îmi doresc un rezultat care să ne mai acorde șanse în meciul retur, adică să păstrăm șanse în meciul retur din data de 23 de la Cluj-Napoca. Îmi doresc un rezultat care să ne mențină în lupta pentru calificare. Eu cred, domnul Balaș, chiar dacă Lazio e favorită, nu mi se pare imposibil să faceți o mare surpriză. Mie nu mi se pare imposibil, adică să-i scoateți, vorbesc tur retur. Se bazez pe faptul că am mai produs surprize. Exact. Și echipa rămâne solidă. Raportat la ultimele meciuri, este greu, pentru că nu ascunde faptul că suntem nemulțumiți de modul în care am evoluat ultimele două partide.
Cum ați digerat, cum s-a digerat eșecul cu Universitatea Craiova? Greu, pentru că nu suntem învățați să pierdem. Probabil că și asta e o problemă. Nu, în momentul în care faci tot ce depinde de tine ca să câștigi și te pregătești pentru a câștiga orice meci, este greu ca să digeri o înfrângere. În acest context, vă dați seama, doar în pielea noastră să nu fiți. Oarecum, dacă nu apăreau anumite greșeli ce pot ușor fi, a fi remediate, doar să luăm exemplul zidului. Adică e ușor ca să remediez o asemenea problemă. Și, eu asta nu înțeleg cu zidul, doar atât vreau să spun. Adică cum ați putut să luați gol la firul ierbii și cu Krasniqi care se întinsese pe acolo? Bine, mie mi se pare asta o mega prostie, această modă cu jucătorul. Mi se pare o super prostie și mi se pare așa o fiță pe care o fac toți, că au văzut-o la niște echipe. Și am dovadă, s-a pus Krasniqi așa și n-a ajutat la nimica. Trebuia să pună trei Krasniqi. Păi nu e suficient să fie culcat unul în spatele zidului. Păi asta zic, adică cu tot cu Krasniqi. Mai trebuie să fie cineva care și iese și mai trebuie să fie cineva care și iese la unul din zid la sacrificiu și încearcă să blocheze șutul. Colaborate. Bravo, domnul Balaș. Aici vroiam să ajung. N-am mai văzut acel sacrificiu care caracteriza CFR-ul, acea luptă, acea, cum să spun, forță, acele intrări, nu mai contează totul pentru echipă în bănie, la meciul pierdut. N-am mai văzut sacrificiu la CFR. Da. Aici trebuie să vedem care sunt motivele. Oricum, jucătorii au un nivel de profesionalism ridicat, cei de la CFR Cluj, și au demonstrat de-a lungul timpului că știu să strângă rândurile. Există acei jucători care sunt de mult timp la CFR Cluj, care deja au experiență și știu că doar ei sunt cei care pot să repare, să remonteze sau să aducă acel echilibru și rezultatele bune care să vină ulterior. Dar a demonstrat că doar prin sacrificiu. Noi nu sărbătorim atunci când avem victorii. Când câștigăm, discursul nostru este mai ponderat comparativ cu al adversarilor atunci când ne înting. Și încercăm să nu ne schimbăm sau să rămânem la fel de echidistanți. Nu sunt neapărat surprinși că am pierdut, pentru că și adversarii joacă tot în 11, se pregătesc. Da, dar nu cred că v-ați aștepta la 0 puncte din astea două meciuri. Sincer, nu cred asta. Se poate întâmpla orice în fotbal. Adică fotbalul a demonstrat că poate să aducă și surprize. Da, cel mai important este play-off-ul, pentru că aici ai căzut un punct jumătate și trebuie să încercăm să redevenim ceea ce am fost atunci când am avut rezultate bune. Am fost surprins și noi. Așteptam mai mult. Au fost mulți factori. Nemulțumiri, o stare de iritare. De ce? Au fost iritați băieții. De ce au fost iritați băieții? Păi apar greșeli în favoarea de arbitraj în favoarea adversarilor, colaborat cu anumite situații în care ei se simt dezavantajați și care nu sunt greșeli grave, dar lovire cu cotul în față, nesancționată, intrări care în mod normal ar trebui sancționate disciplinar. Și tot vin și îmi spun, iar când au văzut că e un arbitru care în meciul precedent tot el a arbitrat pe Craiova acasă, un singurul meci din anul acesta, vin și le întreabă, domne, dar din atâția arbitri altul nu s-a găsit, și le explic că nu contează acest lucru, contează cum prestează, cum arbitrează și nu neapărat dacă a fost cu etapă înainte sau cu la meciul trecut tot el a arbitrat acest lucru. Vă referiți la centralul de acum, de la meci, nu? Da, da, da.
Da, nu mai, cine a făcut? Nici deci arbitru nu decide. Cine pe arbitru nu întreabă nimeni dacă dorește sau nu să arbitreze un meci. M-am înțeles. Domnul Bursan, nu? Domnul Bursan a fost, nu? Sau cine a fost? Da. Am înțeles. Sunteți nemulțumiți? Și de aici și reacția lui Manea, pentru că atunci când pe final de meci Ivan a făcut acea alunecare cu picioarele întinse la marginea suprafeței, a lovit gheata și avea degetul sângerând. Da, deci o iritare a jucătorilor și din cauza unei maniere de arbitra, spuneți dumneavoastră. Probabil că au avut idei preconcepute. Sunt lucruri care trebuie să fie evitate și atât timp cât poate să existe oarecare prevenție, din punctul meu de vedere ar trebui folosită, pentru că eu sunt convins pe cei care fac delegări interesează cum arbitrează un arbitru, nu din ce localitate este, dacă a fost cu etapă înainte la aceeași echipă, dacă a mai greșit în favoarea unei echipe, nu interesează dacă mai trimite sau nu acolo. Cei care delegează, pentru ei e important ca să nu există greșeli. Am înțeles, dar dumneavoastră spuneți dacă exista acest... Doar că ei nu țin cont de faptul că pentru un jucător de fotbal este important atunci când vede la centrul terenului o persoană în care nu are încredere. Adică ținând cont că arbitrase înainte tot acasă Universitatea Craiova, credeți că a fost neinspirată delegarea? Asta e de fapt. Nu știu, că nu puteau fi evitate anumite lucruri pentru că creează o stare de iritare și aduce semne de întrebare. Da. Dar, repet, până la urmă, important e cum arbitrezi. Corect. Mania este nemulțumit. Dacă îl întrebați pe Mania, este nemulțumit pentru că el consideră că nu este arbitrament, iar pe final, repet, când a avut acea intrare Ivan cu talpa în față, dacă nu și-ar fi ferit piciorul, clar exista o fractură la viteza și intensitatea și răutatea care exista la acel atac, i-a găurit gheata. Vă explicam și a avut degetul sângerând atunci când a primit îngrijiri medicale, lucru care nu a fost sancționat. Imediat după aceea, la finalul meciului, s-a dus la interviuri și ăsta este motivul pentru care Manea a vorbit despre arbitraj.